din episodul trecut. Lu, o să fie bine, crede-mă. O să căutăm de dimineață, acum e noapte în pădure, n-avem cum să o găsim. Hai în cort! Bine. Melinda! Zilele acestea am tot încercat să o convingem pe Melinda să ne întoarcem în pădure și să ne povestească din perspectiva ei ce s-a întâmplat. Așa că like și abonați-vă pentru că visul meu este să fac 500.000 de abonați până la începutul verii. Ne-am întors în pădurea bântuită alături de Lu și de Melinda, unde vrem să vă explicăm ce s-a întâmplat în prima parte. Ei bine, eu zilele astea am tot stat să mă rog de Melinda să revenim împreună și să ne explice ce s-a întâmplat în această pădure din perspectiva ei. Melinda, o să las pe tine să vorbești mai mult cu oamenii și să le spui ce ai simțit, ce ai văzut, orice detaliu ne-ar ajuta ca să ne dăm seama de misterul din această pădure. Deci, sincer, nu prea mi-aduc aminte atât de bine ce s-a întâmplat, dar mi-aduc aminte că am visat, am ieșit din cort, gen am deschis fermoarul de la cort, am ieșit și așa în îndepărtare am văzut o casă super bătrânească, dar și vintage în același timp. Și m-am apropiat rău de tot de casa aia, că nu știu, mă simțeam așa atrasă. Și când am ajuns acolo, am văzut o fetiță, făcea cu mâna, zâmbea la mine, mi-a zis: "Haide, haide, vino." M-am apropiat spre ea și mi-a zis: "Haide, vino înăuntru, că eu și familia mea te așteptăm de foarte mult timp." Am intrat înăuntru. Era un loc ciudat, dar și mișto în același timp. Aveau lucruri foarte vechi înăuntru. Și era un ceașnic, ca să zic așa, pe masă acolo. Ceașnic? Da, un ceașnic. Ce e aia? Ceva legat de ceai sau? Da. Pare ceva foarte vechi. Bine, ai zis că era o casă bătrânească. Ok, și tu ai visat lucrul ăsta? Da, eu acum povestesc ce am visat. Și ți-a zis cum arăta fetița aia sau? Avea două codițe, era blondă și avea o roche de aia de noapte, gen, știi, cum se purtea pe vremuri. Tu ai zis că ai visat, da, și că ai ieșit din cort. Da. Deci, automat, dacă visezi, rămâi locului și dormi, nu? Dar în același timp, nu știu dacă tu știi, dar noi, când am ieșit din cort, la un moment dat, nu mai erai. Și ai apărut ulterior, după ce noi te-am căutat prin pădure. Te-ai trezit la un moment dat pe timpul nopții și ai plecat? Sau doar ai visat lucrul ăsta? Doar am visat, deci eu spun acum ce am visat. Păi și cum ai ajuns afară? Asta mă întreb. Da, pentru că tu fizic, eu, alături de Lu și de Luca care ne filmează, nu te-am mai găsit pe timpul nopții și după ce ne-am întors, erai înapoi acolo. Asta da, de parcă niciodată nu te-ai fi mișcat. Probabil nu m-ați văzut, dar eu povestesc acum ce am visat. Probabil te-a influențat povestea pe care o citisem înainte să mergem la somn și de asta ai visat. Dar ce nu înțeleg eu e faptul cum ea a dispărut din cort și totuși a revenit, dar ea nu și-a aduce aminte decât că a visat lucrurile astea și îți aduce aminte vag. Adică nu mi-aduc aminte ce am făcut pe drum înspre casă, mi-aduc aminte doar că am văzut o casă, în depărtare era fetița aia, mi-a făcut cu mâna, mi-a zis: "Hei, vino, vino," și pur și simplu am intrat în casă. Dar tu te-ai simțit, dar tu ai intrat așa pur și simplu din inerție, nu ai avut niciun fel de grijă? Nu, m-am simțit foarte atrasă de acea casă. Noi am explorat pe noapte pădurea. Hai să încercăm să explorăm puțin și pe zi. Poate o să găsim câteva indicii care să ne ajute să rezolvăm acest mister legat de această familie și această casă. Aveți? Tu ai văzut că copacul ăla, vezi, e rupt. Știu sigur că acest copac nu era rupt, dar mai observ faptul că mai mulți copaci sunt căzuți. Vreau neapărat să ne punem pe explorare cât mai prindem lumină. Stați! Ce? Drumul ăsta mi se pare foarte, foarte cunoscut. Cred că este drumul spre căsuța aia când am visat eu. Pe bune? Da, deci nu, deci mă uit așa în față și mi se pare că încolo e căsuța. Deci am un flashback. Haideți că vă duc eu. Dar casa aia a ars, nu mai există. Vedem dacă în realitate chiar există sau doar a fost în visul meu. Efectiv pe aici, vezi calea asta? Da. Așa înspre copaci? Da. Pe aici. Bă, stai un pic, ce vorbe cineva în zare. E un om în față. Uite-te la el, eu zic să nu avansăm. Dar ce faceți? Nu știu, dar are ceva în mână, da. Hai să ne depărtăm, hai să ne depărtăm. Și dacă eu ocolim un pic, da, ca să nu dăm de el. Bine că am scăpat, nu știu, nu vreau să ne întâlnim cu nimeni în pădurea asta. Vreau doar să aflăm ce s-a întâmplat. Ce faceți, măi copii? Ce căutați, măi copii, în pădure? Ne cerem scuze, nu știam că mai e cineva cu noi aici. Eu sunt mereu aici. Ce căutați, mă, aici? Noi am venit să căutăm o casă care a luat foc. Eram foarte curioși. Știți cum sunt copiii mai curioși așa de fel? Casa Alexandru? De unde știți foc Alexandru? Alexandru? Nu știam cum se cheamă familia. Alexandru? Am citit pe internet o poveste. Ați venit să căutați lumină. Da, știți ceva legat de asta? Ne puteți ajuta? Haideți-mă că vă arăt eu. Cum vă numiți? Ne putem sfătui un pic? Bine, mai copii, lași vorbi. Doar eu am observat că domnul ăsta are coasa care ne-a tot alergat în ultimul videoclip. Și mă bucur că nici nu s-a enervat că filmam, adică nici n-am băgat de seama. Dar părea prietenul ăsta și ciudat în același timp. Da. Bro, uite-te la el cum se uită.
Păi nu-l ferem, ce ai? Păi ești nebun, poate se enervează asta acum. Toate semnele ne zic să nu mergem cu el. Dar acela știe, e singurul care știe ceva legat de povestea asta. Exact. Nu are ce să ne se întâmple. Deci vă rugați? Da. Hai să mergem. Noi am discutat și dacă ne-ați putea ajuta, am fi profund recunoscători. Păi haideți, măi copii, că e aici aproape. Ok. Sunt doar 2 km de mers pe deal. 2 km? Da, sigur. Haideți să mergem atunci. Dar de unde ați auzit voi de familia Alexandru? Noi am citit aici și o poveste. Noi am mai venit acum ceva timp. Voi erați? Ne-ați mai văzut? Ne-ați mai văzut? Mi-amintesc de tine. De mine? Nu știu, noi trei eram. Care a fost treaba cu casa asta care a ars? Dacă puteți să ne spuneți de ce a ars? Măi copii, familia Alexandru era o familie foarte înstărită de aici, de la noi din zonă. Pe Alexandru l-am cunoscut personal și pe soția lui Milena. Au venit aici după războiul rece din Rusia. Între soția lui și un alt bărbat, la un moment dat s-a iscat o intrigă. Și acel bărbat nu a suportat pierderea, așa că le-a dat foc la casă și au pericut toții. Și îl cunoașteți pe bărbatul ăsta? Bărbatul acela a murit de mult. Da, tu ai auzit de cât timp sunteți pe aici, prin zonă, prin sat? Rătăceste, secole. Secole? Sper că e ok dacă filmăm, că noi vrem să facem un documentar, așa să zice. Adică e ok pentru dumneavoastră. Nu e documentar, e pentru noi, știți? Așa, avem pentru noi amintire. Da, măi copii, faceți ce doriți aici în pădure. Îmi sunteți dragi tare. Pentru că domnul pădurar a fost de acord să-l filmăm, m-am gândit să-i punem o la varieră ca să-l auziți mai bine. Da, auziți coasa asta, de unde o aveți? Asta e coasa tatălui meu, pe care a avut-o tatălui înainte de tatăl meu. Și acum o am eu, de zeci de ani de zile coasa mea. Nu știu, că îmi părea foarte familiară, parcă am mai văzut-o așa, dar poate mă înșel. Știu, seamănă exact cu coasa aia. Știu, știu, nu, nici nu să mă gândesc. Imediat ajungem. Imediat? Imediat. Este doar aici. După pădurea asta tânără, este una mai bătrână. Bine, noi avem încredere în dumneavoastră. Nu mai zi așa ceva. Băi, sincer, eu cred că el e omul care a dat foc la casă, dar o să încerc să-l trag de limbă, să văd dacă mai aflăm ceva de la el. Ok, oricum pare super dubios omul, deci ar fi plauzibil ce zici tu, dar întreabă-l ea. Auziți? Da. Mai devreme ați spus că mă recunoașteți. De unde mă recunoașteți pe mine? L-am văzut. Acum 3 săptămâni cum ai intrat în casa lui Alexandru. Te-ai întâlnit cu fata lor, cu Anușca, ți-a făcut cu mâna la intrare. Da? Ai intrat, ați băut ce ai, v-ați distrat, ați râs. Pe mine nu mă mai invită cum te invitau pe tine. Adică era și dumneavoastră pe aici? Ha, uitați, mai avem un pic și ajungem la casă. Nu mai înțeleg nimic, sunt mai confuz ca adică niciodată. Adică eu n-am visat? Cred că tu nu n-ai visat. Nu se spune bune? Voi înțelegi ce nasol e dacă chiar el e omul care... Hey! Priviți! Aici era casa! Aici era casa! Aici erau scările, pe aici m-au primit pe mine prima oară familia Alexandru când am intrat în casa lor. Chiar pe aceste scări sunt singura structură care a rezistat domnișoarelor. Este singura care a mai rezistat focului. Acolo erau grajdurile. Mi se pare ciudat rău. De ce faci așa? Între acești doi copaci era leagănul Anuștii. Anușca! Anușca cea frumoasă! Ne putem apropia un pic înainte să continuați? Da, da, copii, simțiți-vă ca acasă. Deci aici ce că era leagănul fetei. Nu știu care-i faza, cum se dădea pe el, dar e foarte... Da, era prins de acolo. E prins cumva. Gata cu balivenele! Veni să vă arăt ultimul lucru care a mai rămas din structura casei. Podul! Podul! Aici, noi că putem să urcăm. De aici a început focul. De unde știți de unde a început focul? Focul a început din spatele casei, chiar de aici. Malefica a pus focul sus acolo, iar acoperișul a luat foc cu totul. Au murit toți pe loc, au murit toți pe loc, exact cum merita, exact cum merita! Dar se lasă întunericul, copii. Nu e bine să stați singuri în pădure. Haideți la mine. Ce? Cum văd dumneavoastră? Haideți la mine acasă. Pe munceai. Ei am văzut că îi plac ceaiurile. Haideți. N-aveți cum să mă refuzați. Nu se poate cu altă ocazie să mergem. Nu, no, măi copii, cum ieșiți din pădure singuri? Lăsați-mă măcar să vă arăt ieșirea. Și după bem un ceai. Era să uit, am uitat coaza. Ce păcat, era să uitați aici. Haideți, măi copii, dar ce ne-am apropiat noi cu toții. Chiar suntem ca o familie, cum era familia Alexandru. Dar să sperăm că nu o să sfârșim așa. Nu, 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 nu. Familia Alexandru era o familie foarte bună. Până într-o zi, până când... Poc! N-au mai fost.
dar au meritat-o. N-ați spus că erați prieteni? De ce au meritat-o? Încă suntem prieteni. Cum încă sunteți dacă au murit? Gata cu balivelele, nu mai am chef de vorbă. Haideți să mergem. Bă, sincer, eu cred că el e omul care a dat foc la casă. Pentru că a început să zică, meritau și făcea pe nebunul pe psihopatul. Bă, eu nu vreau, eu zic doar că are niște boli mentale. Hai să fim serioși, dacă și chiar așa că și poliția n-a făcut nimic în cazul ăsta? Ce crezi că aici e legea jungle? Băi, copii! Dar în ziarul unde a citit voi, parcă spunea că a fost o întâmplare acest accident. Da, și nu așa a fost? Poate da, poate nu, poate am fost chiar eu! Cum adică? Cum adică dumneavoastră? Glumeam. Mai avem un pic și ajungem acasă. Haideți! Face pe nebunul! Și aproape că și recunoscut că el a dat foc la casă, dar după aia tatăl l-a întors. Glumeam! E clar el a dat foc la casă, clar el. De unde să știu eu că e un om în pădure? De unde să știu că data trecută n-a fost nimeni? Nu mai avem cum să o dăm la întors acum, trebuie să mergem la el acasă. Asta e problema, nu știm ce e acolo, ce se întâmplă. Acolo! Trebuie să ieșim de pe drum, haideți după mine. Foarte ciudat. Unde are atacul de astăzi? Ia, lăsați-mă un pic că vorbesc eu cu el. Hai că încerc să mă mai împrietenesc. Auziți? Dar eu am mai citit acolo pe ziar că atunci când este ceață afară și noapte, se vede o umbră care se mișcă foarte repede. Cei care stau aici, ce că au observat. Proștii nu e umbră, sunt trei. Alexandru, soția și Anușca nu și-au găsit pacea nici până acum. Da, aveți idee care e chestia cu copacii, de ce sunt tăiați? Pentru că noi când am venit prima dată nu erau așa tăiați. Uitați, de exemplu, copacul ăsta, buturugul ăsta, aveți vreo legătură cu asta sau... Fiecare copac tăiat reprezintă câte ceva. Sunt suflete de oameni care nu mai sunt printre noi. Cum adică suflete de oameni? Ce vrea să însemne asta? Pentru fiecare om care nu mai este printre noi, trebuie să moară și un copac. De asta sunt eu aici. Și dumneavoastră, de unde știi când moare cineva? O simt. Avem un pic și ajungem acasă, haideți! Să mergem. Îmi pare rău că am întrebat, sincer. Mă întreb unde stă, în ce casă? Problema e că noi n-am văzut nicio casă. Omul ăsta nu-mi dă un feeling că stă într-o casă prea wow. Nici mie, dar e vechi. Se vede că e foarte bătrân. De modă veche, da, e de modă veche. Haideți, copii, mai repede. Mult a fost, puțin a mai rămas. Ești sigur că vrei să mergem? Nu, eu nu vreau să mergem, dar avem un control, efectiv. Și râsul ăla, deci atunci mă cac pe mine, efectiv, mă cac pe mine. Haideți, copii, haideți, am ajuns. După voi, asta după voi. Casa dumneavoastră? Da, vă place? Doamne, cine asta? Unde am ajuns? Dumneavoastră locuiți de mult aici? De când mă știu, luați un loc. Loc? Cred că stă foarte bine în picioare. Draga mea casă, ia priviți, priviți și am aici. Uneltele mele dragi și scumpe. Topor de valiză. Da, astea de unde le aveți? Sunt uneltele mele. Simt că am mai văzut așa ceva, dar poate mi se pare, fetelor. Vă rog, aveți grijă cu ăla, vă rog din suflet. Glumeam, măi, copilul-i tata, măi. Măi, fii bărbat. Încerc. Mi-e frică rău. Imediat face tata căldură pentru voi, mai copii. Ce, ai o butelie? Pare un pic cam ruginită. Luați și serviți ceva de mâncare? Suntem ok, tocmai ce am mâncat, adică. Dar foarte frumos aici la dumneavoastră în casă. Dar stai jos! Stai, puneți-vă jos! Mă pun și eu lângă fete. Nu sunt o gazdă atât de bună. Nici nu țin minte de când am mai avut musafiri. Păi, copile, măi. Ia uitați! Valiza mea! Valiza? Eu nu știe că nu am văzut valiza asta în pădure. Nu am fost prima dată. Draga mea. Ce ai, o sfoară? O sfoară rezistentă. Ține și un om. Cum adică ține și un om? Da, e rezistentă. Ați încercat-o pe oameni, sfoara asta, cumva? Linda, cum să-mi trebuie așa ceva? Bineînțeles. Nu!
Boris, te rog, ascultă-mă. Hai să plecăm de aici, deschide ușa aia și să fugim. Te rog, ascultă-mă. Nu s-a întâmplat la noi, efectiv. Boris, hai, hai! Unde să plecați noi, copii? Nu plecați! Mai stați, vreți să mă lăsați singur? Nu, doamnă, nu, doamnă! Nu. Cine sunteți? Ce căutați la mine? Cum ce căutați? Cine sunteți? Dumneavoastră ne-ați băgat! Ce căutați? Ce căutați? Ce căutați? Ce căutați? Fugi, Norice, fugi! Fugi, Norice, fugi! Fugi, Norice, fugi! La mașină, la mașină, la mașină, repede! Până nu vine, până nu vine! Gata! Gata, gata, suntem în siguranță, gata, e în regulă. Până nu vezi, suntem în siguranță. Du-te de aici, copatule! Nu mai revenim în pădurea asta. Dacă nu facem 600.000 de vizualizări la clipul ăsta, eu nu mai revin aici să fac partea a treia. Gata, ba!